Și dacă nu ați apucat să vă faceți toate cumpărăturile de care aveți nevoie înainte de Paște, da, trebuie să știți, magazinele și supermarketurile vor avea un program special în aceste zile. Spre exemplu, lanțul de magazine Mega Image a anunțat că astăzi punctele de lucru vor fi deschise, iată, vedem aici, până la ora 19. Însă, în prima zi de Paște, magazinele vor fi închise, a doua zi vor avea program redus, iar de luni programul va fi reluat normal. De asemenea, dacă aveți nevoie de produse de la Kaufland România și această companie și-a modificat programul, orele de funcționare vor fi diferite, însă important de menționat este faptul că vedem aici anumite magazine din Sfântul Gheorghe, Odorheiul Secuiesc, Sovata sau Târgul Secuiesc vor avea program normal. Carrefour a anunțat de asemenea că hipermarketurile și supermarketurile din întreaga țară vor avea un program special. Atenție însă, magazinele de tip market și express vor funcționa după un program diferit față de cel al hipermarketurilor. Așadar, magazinele vor avea aceeași oră de deschidere, însă ora de închidere va fi diferită. Spre exemplu, astăzi vor fi deschise până la ora 19, mâine în prima zi de Paște vor fi închise, iar luni pe 6 mai magazinele își vor relua programul. În prima zi de Paște vor fi închise și magazinele Penny, astăzi însă punctele de lucru vor fi deschise până la ora 18, iar a doua zi de Paște vor fi deschise, însă vor avea un program mai scurt.